Bună seara, eu sunt Julie, iar astăzi o să vă prezint pontonul meu și foișorul de vânătoare din această salcie veche și bătrână. Să începem să vi-l prezint. În primul rând am pus un cauciuc pentru amortizare sub acest ponton, sub această punte de început. În al doilea rând am bătut niște piloni, niște piroaie de lemn, niște așchi pentru stabilizarea acestui lanț care prinde la rândul lui acești lanți de 1 metru în cazul acesta. Iar mai în față sunt lanții de 1,20 m, să știți dumneavoastră. Lanți, un lanț mai lat de vreo 6 cm și gros de vreo 2. Să înaintăm. Aici am mai pus niște lănți susținătoare care susțin greutatea. Aici este suspendat pe niște bile de lemn, din care se fac scările de lemn. Iar aici este pontonul în sine, puntea principală. Este în afară cu vreo 3 metri față de mal și este foarte stabil aici. Acesta este un râu care nu prea curge, dar nu știu din ce cauză. Cred că nu este destul de plin să curgă. Iar acolo în pom este foișorul de vânătoare pe care o să vi-l prezint acum. Aici am venit frumos, iar drumul acesta este spre foișor. Aceasta este salcea veche, după cum am spus, scările și sus sunt platformele. Mă aflu sus pe platforma cea mai înaltă. De aici este o înălțime până jos de aproximativ 12 metri, cam așa. Este o platformă triunghiulară. Acolo am, cum să spun eu, am o treaptă pe care urc aici. Aici am scaunele pe care stăm sau stau. Aici este podeaua vopsită, fiindcă mai stă zăpadă și este mult mai frumos așa, prinsă foarte rezistent. Iar aici mai este o creangă care ține post de un suport, nu știu cum se spune, pe care mă urc pe ea frecvent. Acum sunt iar deasupra râului, deasupra apei. De aici pot să văd foarte departe, în momentul în care au căzut toate frunzele pomilor. În cazul acesta, încă nu a trecut vara, suntem la începutul toamnei, iar frunzele încep să se usuce. Cam ăsta a fost videoclipul meu pe ziua de astăzi. După cum v-am spus, mă numesc George, iar dacă v-a plăcut videoclipul, dați like, subscribe, share, ce vreți dumneavoastră, comentați, întrebați-mă cum l-am făcut sau